Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Încetişor, încetişor, Despacito, am ajuns și la Republica Fantastică România. Am intrat în Republica Fantastică România cu o știre bazată pe principiul cine împarte, parte își face. Potrivit acestui principiu, o doamnă contabil de la o școală gălățeană i-a mărit salariul soțului ei, paznic la aceeași școală, până la nivelul directorului. Ba chiar mai mult. Ca să fie clar cine este de fapt șeful, să n-ai pe omul fără îndoială. Despre ce bani vorbim aici? 8.000 de lei și un pic. Bani de paznic, practic cu vreo 7.000 în perioada respectivă, cu vreo 7.000 de lei peste salariul postului de paznic. Unde, tati, că mă duc și eu? În Galați, la nu știu ce școală, din municipiu. Și anchetatorii au descoperit că la început contabila aparent fusese mai timidă cu darurile pentru soț. La început i-a mărit așa doar cu câteva sute de lei, dar după care a accelerat pe parcurs. Am văzut că merge. A venit și inflația. E adevărat. A prins curaj. Da. Soțul doamnei însă pare să fi fost chiar și așa complet neimpresionat și n-a venit practic niciodată la serviciu. În timpul anchetei, angajații școlii au fost realmente mirați când au auzit cine era paznic. Nu-l văzusere niciodată. Poate că, da, dânsul poate credea în principiul ăla că nu e bine să lucrezi cu nevasta, cu rudele. Asta e un principiu din ce în ce mai rar. Mai ales prin ministerele din România. Dar de ce nu venea la muncă? Nu venea la muncă, avea treabă cu firma. Dânsul avea și o firmă. Avea treabă cu firma la care era administrator. Ce firmă? Ce se ocupa? Era o firmă, vindea tot aceleia școli unde era doamna contabil, produse de curățenie, materiale de construcții, mobilier. La prețuri supraevaluate. Normal. Toate. Deci lucra pentru școală, practic. Lucra, dar nu avea, mai avea timp și de... De fapt, cred că e clar că nu-i ajungea salariu. Chiar și așa mărit, avea două locuri de muncă. Paznic pe salariul de director și nu venea pentru că avea treabă cu firma care vindea prețuri supraevaluate la școală, contracte pe care le aranja tot doamna contabil. Deci, deci schema, muncea din greu. Crima perfectă. Și povestea asta a durat câțiva ani, după care soțiorii frauduloși au fost prinși, apucaseră să-și renoveze casa și au schimbat ușile și ferestrele. Și au făcut un cuibușor, o căsuță mai frumoasă și au aranjat viața în felul ăsta. Dragi de ei. Au pus uși ferestre de astea de termopan cu multe foi, le-a fost pus sechestru pe avere, trebuie să dea înapoi câteva sute de mii de lei, mie mi se pare că au scăpat ieftin. Doamna a fost condamnată la muncă în serviciu comunității. 120 de zile, deci asta vine 4 luni. Cam așa. 4 luni pline, dacă pui doar zile lucrătoare, ce aproape jumătate de an. Jumătate de an, sărăcuța, are de ales ori la primăria din Galați, ori la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Galați, Sfânta Cuvioasă Parascheva. Și Ticu? Deci nu știm despre dânsul, dar pentru doamna mi se pare o promovare. Păi, dar ce buget are primăria Galați? Se compară cu, păi da, mă, dar cu bugetul de la școala doamnei contabil? Nu cred că face transfer post pe post. Nu știm, domnule, trebuie să fie în folosul comunității. Da. Și pentru domnii și doamnele angajate la primăria Galați, vedeți că s-ar putea să aveți curând și un nou coleg paznic. Nu știm dacă o să-l vedeți. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.